Vă salut, abonații și urmăritorii canalului meu de YouTube. Iată, firmă serioasă, firmă serioasă. Nu așa. Bineînțeles că l-am verificat. Chitanța. Și mi-a venit procesorul. Ryzen 5, da? 8600G. Nou nouț, sigilat. Iată. Să vedeți și voi. 6 nuclee, 12 threaduri, 4300 MHz. Frecvența de bază și urcă până la 5000 MHz. Bă, o frecvență foarte bună. Hai să și-l desfac. Iată. 22 MB cache. Pe lateral ce scrie? E AMD Ryzen AI, deci cu inteligență artificială. Grafic, nu știu ce, socket AM5, Zen, arhitectura Zen 4, da? Bun. Bun, așa. Așa, să scot chitanța, să nu... Așa. Să-l am pentru garanție și să-l desfac. Hai să văd să iau lama. Să fac un unboxing, da? Un unboxing. Atât. Iată cum arată. Da? Așa arată nou. Nu ce v-am arătat și... Iată. Ia. Procesor, socket, AM5 cu inteligență artificială. Iată. Fain, fain. Așa. Hai să și-l desfac. Așa. Iată. E micuț. Îl credeam mai mare, dar nu e. Nu e mare, e micuț. Iată. Da. Foarte micuț. Ok. Îl băgăm frumos la loc. Asta cred că e un sticker. Aici. Da, ăla e un sticker. Acum am și procesorul. Iată. Mi-a venit. În sfârșit. Bă, degeaba că aia nu era firmă serioasă. 1-2 dintre voi care vă credeți mai șmecheri, nu că nu-i 7 zile, că-i 12 zile, că nu știu ce, ați dat-o în prosteală și numai bine hateri ăștia.
care nu aveți ce face, dar ăsta mi-a trimis-o în 7 zile. Deci eu am comandat-o joi. Joi, ați văzut și voi cam clip, dar joi l-am comandat și iată, astăzi, acum de oră, mi-a venit. Da? Coolerul, ia să vedem și coolerul. Stoc. Hai să văd, îl desfac și pe asta. Și iată coolerul. Are pastă pe el. Da, bineînțeles că o să-l curăț și o să pun pastă de-a mea. Mă sper să-și facă treaba coolerul ăsta. Să răcească. Bineînțeles că am să mă uit, am să testez, să văd dacă nu se supraîncălzește. Și dacă nu, o să iau un cooler, un alta. Dar la 65 TDP, procesorul un alta, teoretic, n-ar trebui să am probleme, teoretic. Acum, na, teoria ca teoria, v-am spus, practica mi-o omoară. Teoretic n-ar trebui să am probleme, dar vom vedea. No. Bun, ăsta e, nici nu-l mai bag înapoi. Cutia, așa. Deci am și procesorul, da? După 3 săptămâni, m-am spus, firma aia e băgătoare în seamă. Adună dacă n-au destule comenzi, nu-ți mai comandă. Și dacă scrie 7 zile, eu trebuia să-l primesc în 7 zile, nu 7 zile ei și după aia să mi-l trimită mie. Sau a 8-a zi eu să-l primesc. Dar nu. Nu, și degeaba, mă, Vexio e firmă serioasă, n-am avut probleme niciodată cu ei și, după cum vedeți, totul este în regulă. Grafică integrată, tot. Asta, nu știu, așa, descanat. Bun. Hai să vă arăt și... Bun, cam asta e. Ăsta e procesorul. Vi l-am descris tot. Aveți pe canalul meu de YouTube toată descrierea procesorului, tehnic, tot. Da? Bine. După asta vă arăt și ce am cumpărat ca să pun peste procesor. Din ce cauză, când pun pasta termoconductoare pe el, să nu intre pe piese, da? Pe acolo. Și am cumpărat ceva, o să vă arăt și aia. Până atunci, vă salut și să intrați pe canalul meu de YouTube, să vă abonați, să vedeți după acum asamblez un alta, că o să am ce filma acum, doar să am timp, că și sunt răcit. Da. Dar asta e, trebuie să-l fac. Vă salut!